Bine v-am găsit, dragi prieteni, o nouă ediție a emisiunii Probanat și pentru că tot vă uitați, ne-am gândit să ne îmbrăcăm ca să nu ne geocheați. Nu? Dar te îmbraci în roșu când vrei să nu te geoche cineva. Și la bebeluși se pune la mână câte o ață roșie. Noroc că boii nu mai sunt. Știi că dacă se spunea că dacă te vede un bic sau un bic... Da. Bicul, un tăuraș. Dacă te vede bicul, tăurașul... Știi, m-am colat râs când aleargă două babe și după ele fugea câte un tăuraș, la un moment dat una dintre ele se oprește, nu mai poate. Auzi, Leanu, eu nu mai pot. Auzi, decât să fac un infart, mai bine fac un tăuraș. Și în emisiunea de astăzi am călătorit de la Firiteaz din județul Arad până la Peciu Nou în județul Timiș. Și v-am pregătit mai multe lucruri. Astăzi e pe distracție. Astăzi e pe muzică și voie bună. Dacă tot au fost sărbători și dacă tot au fost rugi și spectacole. Haideți să vedem ce v-am pregătit astăzi în emisiune. Vine să la pom cu flori, la-da-da-da-da-da, vecilor lângă fișor, măi, la-da-da-da-da. Vine să la pom cu flori, la-da-da-da-da-da, vecilor lângă fișor, măi, la-da-da-da-da. Vine să la pom în flori, la-da-da-da-da-da, vecilor în sărbătoare, la-da-da-da-da. Așa urăsc bețivii ăștia, azi noapte, abia m-au adus acasă bețivanii. O doamnă la medic, domnule doctor, puteți să-mi faceți un nas mai mic și mai drăguț? Doamnă, din ce aveți, vă pot face 3. Bine v-am găsit, dragilor! Astăzi pregătim evantaie de zucchini, evantaie de dovlecel cu ciupercuțe. De unde a apărut și când a apărut, în ce conjunctură, atracția ta pentru muzica populară? Atracția mea se știe, de fapt, de unde a apărut, fiind din familie în care sora mea, pot să spun eu, cel puțin pentru mine, este cea mai mare cântăreață, în fața căruia tot timpul am avut emoții. De la ea a apărut dorința de a cânta și plăcerea pentru muzica populară. Moșul meu m-a învățat de la el, la da 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 da, cum se joacă prin banat de la el, la da 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 da, prin șupacima doinelor la el, la da 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 da, ce n-o mai uit până mor la el, la da 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 da, florișică, lăbocică la el, la da 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 da, o jucat moșul de mică la el, la da 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 da. Doamnă, de câte ori v-ați înșelat soțul? Este întrebată la judecătorie. Păi eu am venit aici să divorțez, nu să mă laud. Vine bărbatul acasă. Draga mea, sunt beat cui? Cui? Sunt beat cui? Nu-ți fă probleme că mă duc la vecin după ciocan. Și spuneam despre ruga de la Firiteaz, care a fost mai mult un spectacol, din câte am văzut. Cel puțin la partea la care am participat noi. Ca un spectacol. Ca un spectacol frumos, organizat de Asociația Prodatina, cu invitați mulți, cu orchestră bună, foarte nu? Foarte bună. Foarte talentați. Și a și sunat foarte bine, pentru că amplificarea a fost bună. Asta a contat fantastic. Dar ei, fiind instrumentiști extraordinari, n-a necesitat niciun fel de repetiție. De fapt, am și spus pe scenă. Am urcat pe scenă, bună ziua, sol major, și am început să cântăm. Și a fost bine, zic eu. Să vedem cum a fost la rugă la Firiteaz. Vine să la pom cu flori, la da 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 da, vecilor lângă fișor, măi, la da 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 da. Vine să la pom cu flori, la da 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 da, vecilor lângă fișor, măi, la da 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 da. Vine să la pom în flori, la da 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 da, vecilor în sărbătoare, la da 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 da. Dragul meu, au, au, bage, că mi-e tare greu. Au, au,
fețe. Când o văd trecând pe cale, s-o opresc oameni din pețe. Și ușor din șam ce s-a ce vin la ea pețe. Dar nici soarta, nici norocul, că nu s-or arătat. Vrea să-ți spună bun să eu cu superne la pat. Nu-i soarta și merge, dar Dumnezeu ne urmări. Să-i aleată, ea de sub ăsta iubit. Bună seara și bine v-am găsit! Să fiți sănătoși! Mulțumesc frumos organizatorilor pentru invitație! Mulțumesc frumos tarafului pentru datina de acompaniament și să fiți sănătoși și iubiți, că e cel mai important! Dragul mingea-l-o mi-am bănat, la 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 la, și ce joc și ce cântat, la 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 la. Mingea-l-o-mi-am banat, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Și ce joc și ce cântat, la-la-la-la-la-la-la. Mi-ntream ce zași în igei, la-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 la. Ce doste și toți ai mei, la-la-la-la-la-la-la. Iau bune-l, oameni buni, oameni ce-ntrun, ce-ntruța mea, ce-mi costă și muncei. Satul sărbătoare, loc spătașe în povești. Bine ce-ntuși de lumea mare, bagaj aici și-i găsești. Mândru-i satul sărbătoare, loc spătașe în povești. Bine ce-ntuși de lumea mare, bagaj aici și-i găsești. Sfinte sărbători i-adună, ne cheamă oriuce-am fi, să fim cu toți împreună, părinți dragi cu ai lor copii. Rău-i stă codrului rău, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la, păroleacă de-a părău, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Rău-i stă codrului rău, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Bine v-am găsit, dragilor! Mi-spănați ană cu fană, la-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 la. Pacima și cu geamă, la-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 
la 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 cu pacina și cu geală la 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 ni se apușe, ni se apute la 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 nu mă dau pe lumea toată la 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 și așa. Am crescut fișor și fată, mi-s cu inima păcată. Am crescut fișor și fată, mi-s cu inima păcată. Că m-am lăsat viața mea, la 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 la, nu mă să-i pot ajuta, la 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 la. Și-s cu sufletul păcat, la-la-la-la, la fișorul însurat, la-la-la-la-la-la. Și-s cu sufletul păcat, la-la-la-la-la, la fișorul însurat, la-la-la-la-la. Doamne, părinții scuțăniți, sunt copii sterișiți, la-la-la-la-la. Stața răsușită, la-la-la-la-la-la. Jugam oră chiuia, la-la-la-la-la-la-la. Cu fișorii se întreșea, la-la-la-la-la-la. Florișită, lăbogică, la-la-la-la-la-la-la-la-la. O juga, o juga mică, la-la-la-la-la-la. De-arătie pe sălic, la-la-la-la-la-la-la-la. Și nu-i o păinimii, la-la-la-la-la-la-la. Așa! Ei bărbați, mândrile tale, la-i la-la, mai de la, vor să-mi facă zile rale, la-i la-la-i.
aduce mândrile tale, vor să-mi facă zile rale, lai, la, lai, la. Vor să-mi facă viața grea, la, 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 la. Păi cine să mi ce ia, la, 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 la. Ai la joc, la, 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 nu sta loc, la, 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 la. Nu lăsa, la, 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 joacă, așa, la, 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 la. Și ți-l lăsăm sus, că de-aici se arumă duc. O, tupa, 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 și ți-l lăsăm sus, măcar o picadoru. Flori viuriole, la, la, joacă cu ceta. Să vezi că-ți bine, dar te joci cu mine. Băi, și sus și ți-l lăsăm. Patișor și păsăl tace, nu-i joc cu păla sace, ia ca așa. Așa-i dragostea lăsată, ai la era, patul mă rog cu sopată, ai la era, așa-i dragostea lăsată, ai la era, patul mă rog cu sopată, ai la era, umblize și umbli noaptea, ai la era, ceva din durile tot ce mai rău. Să fii pagi fericită, la 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 la. Să nu uiți că ce-am iubit, la 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 la. Să fii pagi fericit, să nu uiți că ce-am iubit. Și să știi că nimeni lume, la 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 la. Nu-s foarte dor ca mine, la 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 la. Și să știi că nimeni lume, la 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 la. Nu-s foarte dor ca mine, la 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 la. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, dragi colegi! La o primărie vine un tânăr să se angajeze. Ce știți să faceți? Nimic. Ne pare rău, aceste posturi au fost deja ocupate. La un centru de bătrâni intră un moș în cameră la două babe. Dragele mele, dacă îmi dau pantalonii jos, îmi spuneți câți ani am? Asta, sigur că da. Îți dă josul, jos pantalonii, moșul, babele se uită așa. 84. Păi, de unde știți? Păi ne-ai spus ieri. Fain, avantajul senilului, află răutăți. Și acum bancurile de data trecută, suntem la episodul 71. Pentru cei care nu le-ați urmărit sau pentru cei care vreți să le vedeți legate până la urmă. Să urmărim împreună. Pe iubitul meu și vecina îl iubește, că na, e soțul ei. Așa urăsc bețivii ăștia. Azi noapte abia m-au adus acasă bețivanii aia. O doamnă la medic: domnule doctor, puteți să-mi faceți un nas mai mic și mai drăguț? Doamnă, din ce aveți, vă pot face 3. Da. Maria cu Ion în pat se roagă de: hai mă Ioane, hai să facem și noi mâncare pentru dimineață, hai să... Ce stăm așa? Mai Maria, eu sunt obosit și vin de la lucru toată ziua, tu vrei numai nebuni. Hai Ioane, te rog frumos. Bă Maria, dar știi cât e, ce efort înseamnă pentru mine? Ca și când aș merge de la Timișoara până la Arad pe picioare. Hai Ioane, te rog frumos, țucu-ți inima ta, te rog frumos. Până la urmă asta se înduplecă și face ciorba. Și după ce e gata ciorba, Maria zicea: păi și acum Ioane, mă lași la Arad? Doctorul se adresează unei doamne: nu-mi place cum arată soțul tău. Nici mie, dar e bun cu copii, aduce salariu acasă. Dar știi că brelocul este extraordinara invenție care te ajută să pierzi toate cheile odată. Mă, Ioane, pruncul nostru și-o lua 10 beri cu el în excursie. Zi și tu ceva. Mă, prunc, sigur îți ajung. Eu când mai stau la câte o coadă, nu știu ce se întâmplă, dar de fiecare dată cei mai enervanți oameni de pe planetă sunt în față. Ăia de bun simț
toți stau la în spatele meu. Da, da. Foarte interesant. Mă, tati, tati, îți sună telefonul. Ce scrie? Pedeapsa lui Dumnezeu. Răspunde că e mumă ta. Un marinar care și învățase câinele să vorbească la telefon. Sună, răspunde câinele. Paco, Paco, tu ești? Ham, ham. Paco, nevastă mea acasă? Ham, ham. Și e cu vecinul Vasile? Ham, ham. Și ce fac acolo? Vine Ion acasă, se adresează. Mă, Mărie, Mărie, suie-te repede în pat, trage jaluzelele, fă întuneric, suie-te în pat. Mă, Ioane, dar mai am treabă. Mă, când îți spun asta, să faci. Ce să facă, femeia se conformează, Ion repede se bagă și el lângă ea, în întuneric, așa și... Mă, Mărie, vezi ce ceas fain fosforescent m-am luat. Se duce una la spovadă și spune: părinte, sunt o păcătoasă. Face dragoste și de-astea? Da, părinte, dar după ce facem spovada. Când văd ciocolată, aud două voci. Una: mănânc-o, mănânc-o. Cealaltă: mă, n-auzi, ți-a zis să o mănânci. Știi când îți dai seama că ești sărac? Nu. Când începi să cumperi mâncare din banii de băutură. Mami, mami, vreau un frățior sau o surioară? Mă, băiatul, mami, mă, Gheorghiță, păi nu se poate, trebuie să mai așteptăm până se întoarce tati din diaspora. Da? Hai să-i facem o surpriză. Știi că îți dai seama că nu ești așa de prost, de prost când afli că unii se parfumează înainte de selfie. Mă, Gheorghe, mă, tu ești fantastic, mă, ești fantastic. Păi de-abia ne-am cunoscut de o lună și eu sunt gravid în luna a treia deja. Da, așa e, când viteza că e mai mare, știi, se poate timpul, se poate comprima fizică. Și bunica mea când era întrebată: auzi, câți ani ai? Păi, cred că vreo 65, că acum vreo două zile aveam 40. Da, de plictiseală să mă apuc de sporturi extreme. Mai întâi o contrazic pe soacră mea. Dacă scap, trec la nevastă mea. Rețeta săptămânii, n-am mai avut de mâncare de mult, am stat flămânzi, dar da, ca să compensăm, Nicoleta a făcut niște zucchini, o să vedeți, niște zucchini specialitate bănățenească. Da. Da, zucchinii în Banat au crescut prima dată, i-au luat grece și ne-au furat. Mă, zucchinii, de fapt niște dovlecei, dragilor, dragilor, uitați-vă și vedeți. Niște dovlecei tăiați, fluturași, nu știu cum le zice, evantai, evantai de dovlecei, așa, de zucchinii. Păi da. Cu ciuperci. Și mai bine, deci au fost o zi pe legume. Da, le bolânge. Să vedem. Dragilor, sper că sunteți bine. Așa îmi doresc eu și așa și este. Astăzi pregătim evantaie de zucchini, evantaie de dovlecel cu ciupercuțe. Mi-am pregătit ingredientele, dar nu o să vi le prezint pe rând, pentru că o să vă spun de fapt cum procedez și atunci o să aflați despre aceste ingrediente. Mi-am pregătit aici trei zucchini. I-am tăiat franjuri, deci i-am tăiat așa, ca să arate ca un evantai. Cu sare și piper și las 10 minute, pentru că se știe că în momentul în care-i sărat, lasă o zeamă, un lichid. Ele trebuie să se scurgă bine. Adică cei trei dovlecei trebuie să fie bine scurși. Apoi, după ce i-am tăiat, i-am condimentat după gust cu sare, piper, așa cum o să doriți dumneavoastră, unii mănâncă mai sărat, unii mai puțin sărat, mai piperat, mai puțin piperat. Și am să pun peste ei, am să-i frec cu doi căței pe care i-am zdrobit, doi căței de usturoi pe care i-am zdrobit aici.
Asta pentru gust, după ce s-au scurs. Apoi am să pregătesc separat 3 ouă pe care am să le bat cu 2 linguri de smântână, sare, piper după gust și am să pun pe un platou, pe o farfurie întinsă, 250 de grame de pesmet care o să-l amestec cu 2 linguri de boia, boia de ardei dulce și pentru gust și pentru culoare, sare, piper, cât considerați dumneavoastră. O să dau dovlecei pe care i-am tăiat franjuri, prima dată prin pesmetul care este amestecat cu boia și apoi prin oul care este bătut împreună cu smântâna și cu condimente, da? Și bineînțeles le prăjim. O să-i prăjim într-o tigaie în care am pus un de lemn, așa ca cum puneți dumneavoastră la șnițele, da? Și prăjim și pe o parte și pe alta, aproximativ 7 minute. O să fie foarte gustos, vă spun eu că sunt mai bun decât carnea. Lângă am să așez pe farfurie aceste ciupercuțe pe care eu le-am șters bine, bine. Știți că ele nu se curăță de cojița aceea și nu se spală. I-am fiecare bucățică am luat-o, am curățit-o bine cu șervețelul și pe cele care au fost mai mici le-am lăsat întregi. Pe cele mai mari le-am tăiat în două. Într-o tigaie încălzită am să pun 2 linguri de ulei. Ulei un de lemn, ulei vegetal. În care am să topesc aproximativ 100 de grame de unt. 70 de grame, cât doriți dumneavoastră. Eu am pus 100 de grame pentru că îmi place să fie mai cu mult soft. Deci am să dau ciupercuțele, am să le pun la prăjit în acest unt topit cu unt de lemn, nu? După ce sunt bine, bine călite, am să toc 2 căței de usturoi mărunt, așa, cu cuțitul și am să-i pun peste. Am să-i pun în farfurie lângă dovlecei aceștia și am să presar aceste frunze de pătrunjel pe care mi le-am pregătit aici, da? Dar eu zic să ne apucăm de treabă și să vedeți cum procedăm. Haideți, doamnelor și domnilor!
soțul meu se uită la televizor. Nu intra în biserică, nu intra, dobitocule, nu intra în biserică. Nevastă sa curioasă îl întreabă, la ce te uiți, dragul, la ce te uiți? Păi la nunta noastră. Da, în reluare. Vroia, știi, ca în reluare la fotbal, știi, sper că de data asta o să fie gol. Știi care e drama roboților de ultimă generație? Că nu se pot angaja la stat pentru că n-au nicio pilă acolo, n-au nicio rudă, niciun neam. Asta e. Ce să facem? O să lucreze la privat. Da. Că la stat avem oamenii care se știe. Se știe, nu se știe. Da, se știe. Se știe, corect. Publicitate. N-aveți nimic. N-aveți nimic. Sunteți sănătos? Tun. Wow. Înseamnă că m-am speriat degeaba. Ei, nu chiar degeaba. Vă costă 300 de lei consultația. Da. Două prietene. Bă, soțul meu nu a ajuns acasă azi noapte. Cred că s-a îmbătat muci și nu mai știe drumul. Bă, dar îngrijorează de poate s-a întâmplat ceva. Sună la poliție. Nu. Păi, de unde știi tu că s-a îmbătat dacă nu a ajuns pe azi dimineață la 4? Mi-a dat un mesaj pe SMS și mi-a spus că nu-și găsește telefonul. Și am făcut un interviu la 15.000 de kilometri distanță în Melbourne cu sora Nicoletei despre muzică, pasiunea pentru a cânta folclor și o să aveți în prima audiție la finalul acestui interviu o strofă din duetul pe care Anda și Nicoleta îl realizează în această perioadă. Nu e gata, videoclipul tot la distanță, dar o să vedeți interviul. Vrei să spui ceva? Da, am vrut să te întreb dacă știi cine a fost nașa Andei.
De unde să știu eu cine? Eu. Da? Și am pus numele Anda pentru că am iubit-o, am apreciat-o pe regretata Anda Călugăreanu. Mi-a plăcut numele ăsta și se și potrivește. Am înțeles. Hai să vedem interviul și mai vorbim. De unde a apărut și când a apărut, în ce conjunctură, atracția ta pentru muzica populară? Atracția mea se știe, de fapt, de unde a apărut, fiind din familie în care sora mea, pot să spun eu, cel puțin pentru mine, este cea mai mare cântăreață, în fața căruia tot timpul am avut emoții. De la ea a apărut dorința de a cânta și plăcerea pentru muzica populară. Mai exact cum? Dacă poți să-ți amintești așa, să spunem că sora ta este Nicoleta Voica. Da, și copil, mi-amintesc când cânta la radio, mă trezea tata și îmi spunea, hai de vină, o cântă Didi la radio. Câteodată era mai somnoroasă, nu vreau să mă trezesc, lasă că o auzim și altă dată. Dar mă trezeam să o... Pentru simplu fac era sora mea, mi se impunea oricum să o ascult, vroiam să o ascult și mi-a plăcut ideea de a cânta și mai ales crescând cu Andreea împreună, mai mult ca niște surori decât ca mătușă de poată, fiind un an între mine și ea diferență, pentru că ea și ea avea dragostea de cântat și eu ca și copiii tend să facă ce face celălalt. S-o făceam spectacole în spatele blocului, eu cu Andreea, puneam copiii pe o buturugă, să fie avut vreo 5-6 ani, eu 6 și Andreea 5, și le cântam, făceam spectacole, eu și Andreea cântam și dansam și le luam și bani, luam câte un leu celor care vreau să urmărească spectacolul, sau spectatorii trebuia să plătească. Foarte frumos. De foarte tânără am avut plăcerea asta de a cânta muzică populară. Ce anume te-a făcut să cânți? Pur și simplu observând succesul pe care îl avea Nicoleta și până la urmă modul în care ea era percepută de către comunitatea, ai zis, aș vrea, mi-ar plăcea și mie, sau? Da, și asta și pentru că n-am avut eu prea multe talente ca și copil. Vroiam să mă fac, când creșteam mare, tot aveam eu, mă uitam la televizor, ba gimnastă, ba atletă, dar nu eram prea talentată. Sau singurul meu talent a fost să cânt și îmi plăcea și faptul că mă punea în clasă să cânt și mă punea pe mine să cânt pentru copii ca să poată ei să urmeze ceea ce eu cânt eu. Să o știam într-un fel că eram talentată. N-am avut prea mult curaj, eram foarte emotivă, dar îmi plăcea. Foarte multă vreme am încetat să mai cânt și să mai vreau să cânt. Da, și totuși mă apucam, am fost așa tot timpul on and off, nu știu cum să spun. Cântam, când am apucat de dansuri, am fost înclinată și spre dansuri, mi-a plăcut să dansez orice fel de muzică. Să ne întoarcem un pic la ce ai făcut. Ok, te-a trezit tatăl și... Da. Te-a pus să asculți Nicoleta Voica la radio și tu ai spus, ok, bun, gata, nu mai vreau, vreau să mă duc și eu să fac ceva. Care au fost primii pași și înspre ce te-ai dus? Pentru că Nicoleta probabil era prea ocupată ca să facă mentorizare cu voi și cu tine. Da. Ne-am dus la Casa Pionierilor, eu și Andrei, amândouă am fost la dansuri. Eu am dansat la Casa Pionierilor. Am și cântat, drept să spun, nu mai mi-aduc aminte exact, știu că am cântat, nu știu exact dacă am cântat cu Casa Pionierilor când am luat un loc cu 3 la Hitia și mi-aduc aminte că Andreea a luat locul 1 la un concurs și eu am luat locul 3. Cred că cu Casa Pionierilor am fost, dar am fost la dansuri și profesoara mea de dansuri a fost Ica Lascu. Și cântam mai puțin, că eu aveam foarte mari emoții. Andreea nu era așa de emotivă când cânta, eu aveam emoții. Când eram în interacție cu publicul, când cântam. Dacă îmi zâmbea cineva din sală, uitam strofa a doua și a treia și o cântam de 3 ori prima strofă. S-a întâmplat de foarte multe ori. 9-10 ani am avut când ne-am dus la Casa Pionierilor, am dansat și am și cântat consecutiv. Trebuie să spunem celor care ne urmăresc că în momentul de față locuiești în Australia. Dar nu dintotdeauna. Până la ce vârstă ai stat aici și cât ai stat aici, cum ai crescut ca și
artist, ca și iubitor, ca și cântăreț, ca și lucrător al folclorului bănățean. Da. So, am stat în România până la 23 de ani. Am trăit acum, sunt în Australia, am trăit mai mult în Australia decât în România, am venit tânără. Dar am venit ca și cântăreață, am venit cu viză de, m-au adus românii, comunitatea română, pentru a cânta aici, pentru ei. Și înainte să vin în Australia, am cântat în România. Prima oară când am început să cânt la o nuntă, de fapt, mentorul meu a fost Gigi Tăbăcaru. Nu știam cum să formulez programul să cânt, pentru că stăteam în același bloc, noi stăteam la etajul 1 și ei stăteau la etajul 4, m-a chemat el având pian și mi-a dat mai mult curaj și cu el am început și mi-am scris într-un caiet titlurile de melodii și l-am luat așa, Brâu, Ardeleană, Horă, Sârbă. Și cu el am început, de fapt, să când m-a luat cu el, a cântat și de acolo a început cariera. Asta s-a întâmplat pe la 16 ani. Deci tu ai cântat în România vreo 6 ani, 7 ani, cât ai cântat? Da, de pe la vreo 16, poate un pic mai devreme, că am mai cântat și înainte să cânt cu Gigi, cântam la Semenicu, la seriile bănățene cu Pavel Bobeică. Țin minte că mă ducea mama și venea mama și mă lua. Normal că era noapte și eram fată tânără. Dar nunți, cu la nunți am început să cânt, da, pe la vreo 16 ani cu Gigi prima oară. Și ce te-a determinat să scuză-mă, să rămâi în Australia, pentru că te-ai dus să cânți, să bucuri comunitatea de acolo și ai zis, dacă tot am venit, ce rost are să mă mai întorc? Probabil era drumul prea lung. Drumul foarte lung, într-adevăr, nu știu exact ce mi-a plăcut foarte mult, în comparație cu alți români care nu le-a plăcut Australia și sunt români care, și acum spun, au urât când au venit prima oară. Nu știu, așa a fost, poate să fie în viață, câteodată îți oferă ceva ce e pe neașteptate și pur și simplu mi-a plăcut. Nu știu, eu când am ieșit din aeroport, când am ajuns în Australia, m-am uitat spre cer, mi s-a părut că cerul e mai jos decât în alte țări, am fost aproape în toată Europa până să ajung în Australia, dar aici mi-a plăcut, așa am simțit că sunt acasă, nu știu din ce motiv, n-aș putea să explic din ce motiv. Povestește-ne ce e de povestit din viața ta personală și pentru ca oamenii să știe câteva lucruri despre tine și despre familia ta. Ce consider că e relevant? Deci, relevant pentru mine sunt copiii mei, fetele mele. Am o fată din prima căsătorie cu soțul meu, care am fost căsătorită în România, care am adus-o aici în Australia și este cu mine, are 31 de ani. Mulțumesc. Și mai am o fică de 19 ani, care este cu al doilea soț de aici din Australia, este tot român, tot bănățan din Timișoara, îl cheamă Pavel și avem o fată împreună. So, pentru mine aici este familia mea și aici este casa mea. Ce te-a motivat, ce te-a inspirat și până la urmă cumva este și o datorie față de părinții tăi pe care o îndeplinești acum legat de un duet cu Nicoleta Voica și un album. Povestește-ne mai mult despre asta. În final, până la urmă, că asta este un lucru care interesează. Întâmplarea a făcut să se întâmple acum. Până acum nu cred că nu a fost timp. Când eu am venit în Australia, sora mea încă nu se întorsese în România. Deci n-am avut ocazia, am încercat, a fost o tentativă de încercare de un album foarte, foarte mulți ani în urmă, acum vreo 20 de ani, pentru că nu a ieșit cum ar fi trebuit să iasă, nu am lăsat să se scoată pe piață. Și în 2016, când o solistă din România a venit în Australia, prietena mea, Dana Varadi, mi-a gerat și m-a întrebat, tu de ce n-ai făcut niciodată un album cu sora ta? Și am zis că am încercat odată, dar eu de atunci n-am mai pus în temă și nici nu i-am mai spus surorii mele niciodată, hai să faci un album cu mine și să avem și noi ceva, să am și eu ceva împreună cu ea, nu ea cu mine, eu cu ea. Dar prietena asta mea a avut mai mult curaj, s-a dus și a vizitat-o pe Nicoleta, pe sora mea. Mi-e foarte greu când spun Nicoleta, îmi vine un pic peste mână, că mie îmi place să-i spun Didi, eu așa îi spun.
și i-a spus să-mi facă texte și mi-a făcut textele, toate textele pentru un întreg album și le-a trimis pe ea din 2016. Și acum, având în vedere că tu te pricepi să pui împreună proiectul ăsta care vrem noi să-l facem, este un bonus și pentru mine și pentru sora mea. Așa s-a întâmplat, eu să fac 50 de ani. Să se întâmple, poate ce trebuia să se întâmple mult mai devreme, dar niciodată nu-i târziu. O să vreau să ne spui câteva lucruri despre aceste piese. În final o să punem o strofă și refren din duetul cu Nicoleta, pentru ca oamenii totuși să se bucure, chiar dacă încă videoclipul nu este făcut, pentru că vom face un videoclip la distanță. Tu de acolo și Nicoleta de aici. Spune-ne câteva lucruri despre piese, despre texte, despre ce consider că e important pentru tine, pentru sufletul tău și pentru cei, că trebuie să spunem că tu îl faci pentru tine, nu pentru a urmări un obiectiv. Cea mai importantă piesă pentru mine este duetul cu sora mea. Este melodia și textul care mă mai repet încă o dată, l-a făcut foarte mulți ani în urmă și a stat cumva acolo așteptând să iasă la iveală, să putem să-l scoatem și lumea să poată să-l audă. Este o piesă foarte frumoasă, foarte reprezentativă și foarte dragă sufletului meu, pentru mine, pentru că o cânt cu sora mea. Celelalte piese toate sunt la fel de frumoase, având în vedere că sunt compuse de sora mea pentru mine, sunt piese care reprezintă viața mea aici, sunt piese care îmi reprezintă familia sau sunt foarte dragi sufletului meu. Toate sunt frumoase și abia aștept să le înregistrez și să le scot și să le redau ca să poată să fie auzite și de ascultători. Da. Spune-ne, te rog, pe final de interviu un gând. Gândul care îți vine acum în minte. Care ar fi? Cel mai frumos gând al meu ar fi să vină sora mea la mine mai odată. Eu n-am fost de foarte mulți ani în România. Ei îi place să călătorească mai mult decât îmi place mie. Și poate că cu ocazia asta mai vine odată, pentru fiind cu tine, tu n-ai fost în Australia. Eu am mai fost în România, sau mai bine veniți voi. Mulțumim, Anda, pentru toată plăcerea. Bunăvoință și mult succes și să lăsăm oamenii cu o strofă și refren din duetul în premieră, nu? În premieră. Da, da. Doamne ajută, mulțumim. O tulpină, două flori, la 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 la. Vineri să ne asemănăm, la 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 la. Și la lume să cântăm, la 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 la. Iubitule, iubitule, am fluturi în stomac. Măi, femeie, tu chiar mănânci tot ce prinzi? în același context. Deci că dacă dăruiești femeii 100 de trandafiri roșii, ea o să spună, dar parcă și unul alb s-ar fi potrivit aici. Da, ce-i drept, s-ar fi potrivit. Ruga de la Peciu Nou, clasică rugă, pe bină, cu muzicanții acolo. N-a clasică fost un din spectacol. Punctul ăsta de vedere. Da, clasică. Din punct de vedere al cântatului, nu prea e clasic. Se cântă cu totul altfel. La Peciu Nou, două zile a ținut rugă, au fost mulți invitați. Noi am ajuns pe la 11 seara și am filmat un pic ca să vedeți și voi atmosfera de la Nigeia sau ruga. Sau hramul bisericii, nu? Că de obicei cam de obicei așa. Ruga, Nedea, este legată de hramul bisericii. O biserică extraordinară la Peciu Nou. O să o vedeți și în imagini. Haideți să vedeți ce am filmat Sara pe la 11. Moșul meu m-a învățat la el, la, 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 cum se joacă prin banat la el, la, 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 la.
și pacima doinelor, la el, da, 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 la, 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 să n-o mai uit în amor, la el, da, 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 da. Florișică, lăbocică, la el, da, 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 la, 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 o jucat moșu de mică, la el, da, 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 da. Iarăhie de sălic, la el, da, 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 la, 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 și mă-i opălit nimic, la el, da, 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 la, așa, așa. Să trăiască și bine tamandailarăraidălda. Mă-ți-o lasă de mine tamandailarăraidălda. Să trăiască și bine tamandailarăraidălda. Și nici nu vă mulțumesc, toate nu mă dușmănesc, toate nu mă dușmănesc, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra. A ce vânt o noapte după ce pătră jurs, că ei s-a duc la cine fireșe poți. A ce vânt o noapte după ce pătră jurs, că ei s-a duc la cine fireșe poți. Ba ce vânt și ba ce vânt o noapte, donurea sucă luna, ca până seama lui, pe fața pământului, pe fața pământului, la-ra-ra-ra-ra-ra. Un cabanat să nu-nui pe fața pământului, pe fața pământului, la-ra-ra-ra-ra-ra. Al mai mândrușoară tu să-l lăvai la tai, la-ra-ra-ra-ra-ra. Trăptut să mai faloze, la-ra-ra-ra-ra-ra. La 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 la. Și păruț-o cărunțit, la 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 la, nu de tot. Ai iubit cât ai iubit, la 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 la. Și păruț-o cărunțit, la 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 la. Și să faci așa-i viața, la 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 la, să duci și cinereța, la 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 la. Fișor mai cu geamă, nu vă uitați, stau în piană, la-i, 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 iubește-ne sau da, hai, hai, că mai bine ți da. Hai, hai, iubește-ne sau da, hai, hai, că mai bine ți da. Lasă-mă jocăcile, lai, 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 la 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 la. Ca să mă las de iubită, la-i-la-i-la-i-la. Am jurat ce am promit, la-i-la-i-la-i-la. Ca să mă las de iubită, la-i-la-i-la-i-la. Și așa m-am făcut acată, la-i-la-i-la-i-la. Că n-am ținut și-am jurat, la-i-la-i-la-i-la. Și așa m-am făcut acată, la-i-la-i-la-i-la. Că n-am ținut și-am jurat, la-i-la-i-la-i-la. Și așa... Baja meu, bujorul meu, și ți-o fi greșit pe un la el, la la la. Magia meu, bujurul meu, la 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 la. Și ți-o fi greșit pe un la el, la la la. Dar și ce-i fi mâine ea, la 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 la. Pentru vorbele de sapă, la el, la la la. Cine-a făcut dragostea, la 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 la. Cred că și-o pierdut pe cea, la 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 la. Păi cine-a făcut dragostea, la 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 la. Hai că eu te dă tu iubită, lai, 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 lai. De dor și drag pe tine, da, lai, 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 lai,
ori ce ai face, vânge și ai probi. Ai ca mine, mână dragă, nu ai mai găsit. Ori ce ai face, vânge și ai probi. Ca mine, mână dragă, nu ai mai găsit. Că eu ți-am dat inima, pe-n-a mai dat. Și cu ea și dragostea, pe-n-a mai dat. Nici foarte nu vreau să știu, pe-n-a mai dat. Pe-n-a mai dat, ca fără cine să fiu, pe-n-a mai dat. Și-așa. Fată, iubitul meu iar m-a înșelat. Care fată, Daniel sau Ionuț? Hei, Ciprian. Păi, doamne, doamne, toți bărbații sunt curvați. Ci că dacă vine muntele la tine, uh-huh, și tu nu ești Mahomed, e cazul să fugi chiar alunecare de teren. Și am ajuns la finalul acestei ediții. Sperăm să ne vedem sănătoși, bucuroși și cât se poate de fericiți, că de ce nu, uh-huh, azi e ziua în care putem să ne simțim bine. Mâine, cine știe. Pe mine nu știm dacă vine. Până săptămâna viitoare, Doamne ajută! Vă pupăm!